bună dimineața din Ella. Vom pleca chiar acum spre Colombo cu trenul. Să vedem cum e. Ce e mai amuzant că călătoria va dura aproximativ 10 ore de aici până la Colombo. Vom trece și prin Candy și vom vedea pe acest traseu acele frumoase terase de ceai, plantații de ceai. Și se pare că sosește trenul. Se pare că am plecat. Cam așa arată în tren aici. Clasa 1. Aceasta este clasa 1. Interesant. Nu este aglomerat. E numai bine. Azi că e obligatorie și tren. Și cum am spus, până la Colombo durează 10 ore. Și costă vreo $7.50 clasa 1. Problema mea e că nu am unde să pun valiza sus. Nu este loc suficient. Dar în schimb consolez cu faptul că avem televizoare în tren. E ok. După cum se pare, există tot confortul aici în acest tren. Este aer condiționat. Nu sunt încărcătoare de priză pentru telefon, dar în rest este ok. Surprinzător de ok. Ascultăm și muzică locală. Atenți ce peisaj avem. De vis. Suntem ultimul vagon și vedem fața trenului acolo. Suntem într-o stație Haputale sau ceva genul acesta. Avem în față impegatul sau șeful de gare. Costumații albă, peste tot au costumații albă. Iar aceștia sunt poliția, costumația aceasta mare. După cum vedeți, o grămadă, o mulțime de turiști. Și aici, în acest mic sătuc sau orașel, nu știu ce e aici. Și mi s-a dat plecarea la tren de către șeful de gare, cu epoleți. Haputale se numește această mică localitate. Priviți ce peisaj avem aici. Foarte frumos. Haideți să vedem cum arată și în baie. Într-un asemenea tren. Mergem și în baie. Să vedem cum arată. Aici avem baia? Arată interesant, nu? Aproape ca CFR-ul din România. Avem și o presiune aici. Presiune, o chiuvetă mică și vasul de toaletă, da? Curățenia cam lasă de dorit la baie. Vânzători ambulanți pe aici prin tren, o gustare, un suc, e bine.
și aici a fost gara Radela. Suntem în zona plantațiilor de ceai. Faimoasele plantații de ceai Lipton. Privis ce peisaj de la înălțime. Nu pot să nu rămâi mirat la asemenea peisaje. Priviți ce adânc. Fenomenal. Iar acolo avem vârful muntos și chiar nu știu dacă se vede pe cameră capătul celălalt al trenului, locomotiva. Foarte frumos. Și vedem aici celebrele plantații de ceai de la Lipton. Peisaj de excepție avem aici. Avem și culegători acolo, am văzut. Și avem aici o zonă mai locuită. Iar așa avem un peisaj de excepție, priviți. Am ajuns și la Colombo. După 10 ore de mers cu trenul, am ajuns și la Colombo. Am ajuns la hotel. Aceasta e camera, un pat, dulap, baie, televizor, aer condiționat, 21 de dolari pe noapte. Așa că mâine mergem să facem testul PCR dimineață și apoi mai vorbim. Și am pornit pe străzile din Colombo, vom merge pe jos până la spital. Facem 25 de minute, așa că mai vizităm această zonă din sudul Colombului, da? Ora 10 aproximativ și sunt la 26-27 de grade, căldură mare și trafic nebun pe aici. Cam așa arată traficul, iar eu trebuie să traversez și nu știu cum. Vedem acum. Ca de obicei, o grămadă de tuk-tukuri. Și am traversat până la urmă. Este un restaurant aici, nu știu ce, indian. Ok. Și undeva spitalul e pe stânga aici, la vreo 400 de metri. Imediat ajungem și la acest spital privat. Un autobuz de transport în comun aici avem. Și
căută în spitalul, e undeva pe stânga. Fleașcă, m-am făcut fleașcă de transpirație că ce am încercat să merg pe jos. Și e foarte cald. Asta e. Printre sărăcie mai găsim și bogăție. Un Range Rover Sport. Model nou. Iar alături, un tuk-tuk. Și gata și cu testul. Mergem acum la o cafea. Ne aflăm aici la Colombo Lotus Tower. Este cea mai înaltă construcție de aici din Sri Lanka. Păcat că este închis acum. Aceasta este Colombo Lotus Tower, cea mai înaltă clădire, cum spuneam, de aici din Colombo și din Sri Lanka. Dar, din păcate, e închis. Nu putem intra înăuntru, avea și un restaurant aici și mai multe. Altă dată. Și mergem mai departe la un parc de aici. Și am ajuns acum în Viharamahavedi, sau ceva în genul acesta, parc. Parcul Viharamahavedi. Iar în față avem o frumoasă statuie a lui Buddha. Vom merge imediat să o vedem. Peste stradă avem Colombo National Museum. Muzeul Național din Colombo. Seamănă cu Casa Albă, nu? Cum am zis, în acest parc se află și o frumoasă statuie a lui Buddha, care o avem chiar în față aici. Am înțeles că e și o grădină, mini-grădină zoologică. Vedem, poate găsim să bem și o cafea. Haideți să vedem cum este. Deci, parcul se numește Vihara Mahadevi Park. Este parcul central de aici, din Colombo. Și arată foarte bine, după cum văd. Priviți ce frumoase alei. Foarte bine întreținut, de asemenea. Sunt și mulți copaci bătrâni pe aici. Umbră. Numai bine de un pic de relaxare. Am găsit aici niște arbuști cu niște floricele foarte interesante. Foarte frumos. Și în afară de ciori, avem și aceste frumoase păsări. Nu știu dacă vor sta până mă apropii. Sper că se văd. Un vânzător ambulant pe aici. Și avem aici instrumente de gimnastică, aparatură de gimnastică. Exact ca prin toate parcurile lumii. Dacă vreți să faceți un pic de gimnastică, aici le găsiți. La 30 de grade, nu știu dacă îți mai vine să faci, dar există. Văd în față aici și un lac cu niște bălci. Te poți plimba și cu un fel de bicicletă acvatică sau un fel de barcă pe acest lac frumos. Vine și vânzătorul ambulant către mine, înghețată. Niște cai aici în față, nu știu la ce folosesc. Haideți să ne apropiem, să-i vedem mai bine și să vedem dacă vine la mine. Hai, vie la mine! Nu vie la mine! Foarte frumos acest cai. Avem aici unul care e mai prietenos și acesta în față. Ce faci? How are you? You speak English? No? Hai să vedem dacă vii la mine. Nu știu, aveam senzația că e mai mare acest parc, dar totuși pare micuț.
Oricum e frumos amenajat și bine întreținut. Și doi îndrăgostiți avem prin față. Ziceam de bănci, că nu prea văd bănci în acest parc, dar am văzut o bancă acolo și încă una acolo. Da, sunt și bănci. Priviți ce imagine perfectă avem de aici. Iar muzeul din față parcă e Casa Albă. Și cu acest lac, o imagine perfectă. Ice cream. Vreau merge ice cream la ora aceasta, dar să vedem, poate au o cafea ceva. După ce ne-am răcorit un pic cu un suc din fructe mai multe, un suc natural, care a costat 250 de bani local de aici, rupii, mergem să vedem o altă clădire mai deosebită de aici din zonă. Am găsit aici un fel de castane, un copac. Priviți cum arată floarea. Chiar și flori are. Iar fructele seamănă cu un fel de castane. Foarte mulți îndrăgostiți în acest parc. Îmi place să văd asta. Ce mai place aici e că nu văd cerșetori sau vânzători ambulanți, cum vezi mai ales prin țările Americii Latine. Cum am mai spus, Sri Lanka este o țară destul de sigură. Nelum Pokuna Mahinda Teatre. Așa se numește acest teatru de aici din Colombo. Imediat ne apropiem de el. Este cel mai mare teatru de varietăți, de spectacole de aici din Colombo. Cam așa arată acest teatru, văd că e închis, nu știu dacă pot intra înăuntru, dar cam așa arată. Foarte frumos. Este împrejmuit cu un gard. Nu știu dacă se pot intra înăuntru, pe la altă poartă era închis, dar cam așa arată. Frumos. Această clădire și foarte frumos realizată, un design aparte. Priviți cum arată o stație de autobuz aici în Colombo, în centru. Dar nu vă faceți griji, căci numai în centru găsiți așa. Iar acesta este un autobuz de transport în comun. Transportul în comun de aici din Colombo. Acestea sunt autobuzele. Mergem acum să vizităm un templu de aici în apropiere, Gangaramaya sau Gangaramaya Temple, să vedem dacă putem intra și filma. Văd și un teren de joacă aici pentru copii, frumos amenajat. În acea direcție văd niște blocuri înalte, probabil e vorba de zgârienorii construiți de chinezi care nu le-au terminat. Am înțeles că n-au fost plătite, nu știu. Vedem. Arată bine acest parc de joacă pentru copii. Haideți să vedem pe unde traversăm, pe partea cealaltă de stradă. Am văzut pe dreapta un Irish pub. Interesant. Pare o zonă mai nouă pe aici. Și niște blocuri mai arătoase. Probabil este o zonă de lux aici, după cum arată totul în jur. Mașini mai bune și aceste blocuri neterminate. Și se pare că suntem aproape, priviți ce autovehicul. Interesant, nu? Vechi. Se pare că templul este aici. Și am intrat în acest frumos templu.
care arată un mare fel. Priviți sus ce statuete. Avem aici niște scaune, probabil să stai să te odihnești. Plac statuetele de sus. Văd că încă se construiește pe aici. Un elefant mare, foarte bine realizat, probabil în mărime naturală, dar nu e adevărat, cu siguranță. Haideți acum să intrăm și înăuntru, și în altă încăpere aici. O mulțime de statuete. Încă se reamenajează pe aici. Bineînțeles, a trebuit să ne descălțăm la intrare. Eu sunt în picioarele goale. Și haideți să vedem mai departe ce mai găsim pe aici. Mare acest templu și intrarea este gratuită. Mai multe dulapuri pe aici cu obiecte de tot felul, până și niște mașini de epocă vedem aici. Un Mercedes de epocă și alte două mașini de epocă. Aici arată ca un restaurant, probabil se servește masa. Să mergem mai departe, căci, cum am spus, este mare acest templu și privim acum aceste statuete și niște vase aici. Priviți cum a crescut acest copac. Interesant. Și rădăcinile lui. Și copacul ce mare este. Și mergem acum către muzeul. Așa îmi indică aici muzeul. Avem aici o mulțime de exponate, se spune să nu atingem. Covoare și tot felul de canapele. Cam aici la capăt, haideți înapoi. Și să urcăm aici trei trepte.
pentru a ajunge într-o altă încăpere. Continuarea muzeului. Foarte frumos cum arată aici. Aceste exponate. Vorbesc mai încet, deoarece am văzut că au loc și rugăciuni și mă gândesc să nu deranjez. Nu știu ce e acest obiect, dar cântă. Iar aici ne se spune că avem footprint-ul lui Buddha. Amprenta piciorului lui Buddha. Interesant. Da, și cam așa arată acest templu. Sper că v-a plăcut. Să mergem să mai vizităm ce mai găsim prin zonă. Da, sper că v-a plăcut acest templu. La fel și acest autovehicul, care îl vedem din nou. Haideți să vedem ce mai e pe aici prin zonă. Priviți aceste blocuri, am înțeles că sunt făcute de chinezi și nu le-au mai terminat, căci nu au mai fost plătiți. Interesante, nu? Haideți să mergem să căutăm ceva de mâncare, mi s-a făcut și foame. Și apoi mai vedem. Haideți să încercăm acum un Cuban sandwich. Am găsit aici Cuban sandwich și un naranj juice. Sper să fie ok. Da, este bun. Foarte bun chiar. Și după ce am avut aici un sandwich cubanez, haideți să mergem să vedem cum arată un mall aici. Sunt curios și eu. Haideți! Iată că am ajuns la Marino Mall, unul dintre mall-urile mari de aici. Să vedem cum arată. Pare luxos. Luxos, dar gol. Magazine, îmbrăcăminte și pe o parte și pe cealaltă. Suntem la partier deocamdată. Vom merge și sus la etaj. Ok, o scară rulantă. Și urcăm la etaj. Puțină lume, 2-3 oameni. Dăm înapoi, căci era doar un magazin la etaj. Și vedem ce mai găsim pe aici, pe jos. Avem niște jocuri pentru copii aici. Înțeleg că e și un hotel aici. Aici avem un food court. Se numește aici Food Emporium. Dar m-am lămurit și cu food court-ul. Slab, mai departe. Un magazin de jucării, Toyland. Și cred că prea mult nu mai e în acest, așa zis, mall. ATM-uri. În schimb, am văzut undeva aici un magazin Apple. Interesant. Cam aceasta e tot ce găsiți pe aici, în acest mall. La prețul nu mai mă uit, că nu are sens. Am vrut să văd cam cum arată. Micuț și gol. Cred că e cazul să mergem la hotel să facem siesta și mai vedem aici pe seara.